România va avea primul birou virtual al unui guvern din Uniunea Europeană, cel al Ministerului Digitalizării. Este vorba despre un proiect ambițios bazat pe tehnologia AR și VR. Mai exact, cercetătorii își pot depune proiectele în acest spațiu virtual, iar invențiile pot fi văzute și de investitori. Am discutat și cu cei din SUA și cu multe alte state să luăm modelul care este folosit astăzi în Israel, în Polonia, în Germania, pe proprietatea intelectuală, pe facilități fiscale pentru cei care investesc în cercetare, dezvoltare și să-l aplicăm în România. Deduceri fiscale pentru cei care investesc în cercetare și în această formă este evident că orice companie care vrea să fie pe piață, care vrea să fie competitivă pe o piață mondială, investește în R&D. Și îmi doresc ca România, da, să fie în top acolo, aducând cât mai mulți bani privați în acest ecosistem. Sunt multe de făcut. Dar începem cu pași mărunți și sper eu sigur, pentru care vor merge și dincolo de mandatul vremelnic pe care l-am eu la minister și care vor da un semnal puternic întregii piețe a Europei și chiar mondiale. Pentru că am demarat proiecte serioase cu Japonia, Corea de Sud, Emiratele Arabe, Israel, țările europene dezvoltate. Luăm ce e bun de peste tot, alegem ce se pliază în România și nu inventăm noi apa caldă, dar luăm lucruri care sunt validate, facem proiecte pilot și le punem în practică. Și cel mai important, și e știrea în premieră dată la dumneavoastră la Antena 3, faptul că o să lansăm în această primăvară primul birou virtual al vreunui guvern din Uniunea Europeană, cel al Ministerului nostru, în care lansăm platforma de inovare a României. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cea mai nouă tehnologie de realitate augmentată, XR și VR, augmentată și virtuală, care acum e doar în Emiratele Arabe și în Singapore și încă într-una sau două state dezvoltate din lume, va fi adusă în România cu un scop foarte simplu. În baza unui parteneriat pe care l-am încheiat cu o companie cu capital românesc, care este lider pe acest segment în Emiratele Arabe Unite, să punem tot ce înseamnă inovația din România într-un singur loc. De la proiectele mici, ale studenților, ale profesorilor, ale freelancerilor, până la cele ale universităților, ale institutelor, ale companiilor, într-un singur loc în care pot să fie văzute în această nouă tehnologie de către investitori din toată lumea, de către potențial parteneri de cercetare din toată lumea, care să poată să vină să investească, de exemplu, avem Institutul Comoti, care are mai multe patente, de la drone până la motoare cu ardere internă, care pot să fie analizate în timp real cu acei ochelari de VR de către 5.000 de oameni în același timp din toată lumea. Și poate din acești 5.000 de oameni care reprezintă companii sau institute de cercetare din toată lumea, sunt doi care vor să vină în România să investească în acel patent într-un parteneriat corect cu institutul, cu universitatea, cu o companie privată. Deschidem în această formă cu cea mai nouă tehnologie aflată astăzi în lume, care încă nici nu e atât de larg răspândită, deci inovația din România o punem cu adevărat în lumină. În luna martie o să avem varianta demo și test ca să putem să o calibrăm. Cel târziu în această vară va fi funcțională. Cel târziu la mai. Noi o să o prezentăm, dacă sunt toate bune, un mic demo o să o prezentăm la Gala Cercetării în 27 februarie. Dacă reușim ca și termen fizic, dacă nu cel târziu până 10 martie o să o prezentăm, să vadă toată lumea cum o să arate această nouă tehnologie. E ceva fascinant, credeți-mă. Vei vedea cum în timp real pășești în Ministerul Cercetării, te întâlnești cu oamenii, deschizi biroul ministrului, vorbești cu el și dacă ești un cercetător, îți arată unde mergi ca să-ți depui proiectul. Dacă ești investitor, mergi și depui și te uiți la ce poate să ofere România ca și inovare. E fascinant. Abia aștept să-l lansăm. Va fi o premieră unică în Europa.